siguranță puțin dintre dumneavoastră vi-l imaginați pe Nicolae Ceaușescu în compania unui pictor celebru precum Salvador Dalí. Și totuși cei doi s-au intersectat la un moment dat într-o manieră de-a dreptul spectaculoasă. Drept care în episodul nostru de astăzi vom vorbi despre un lider comunist, un pictor suprarealist, o telegramă și o gafă a ziarului Scânteia. Toate acestea într-un eveniment care avea drept erou un sceptru, un sceptru prezidențial. În anul 1974, Nicolae Ceaușescu se afla la apogeul puterii sale. Aflat de aproape un deceniu la conducerea României, liderul Partidului Comunist controla de fapt tot ce se întâmpla în țară. Încă popular printre români și având încă o bună presă în străinătate, Nicolae Ceaușescu era departe de cel ce avea să fie împușcat peste 15 ani în fața unui perete din Târgoviște. Tehnic vorbind, în primăvara acelui an 1974, Nicolae Ceaușescu era doar secretarul general al Partidului Comunist Român. Și astfel s-a ajuns atunci la o sesiune a Marii Adunări Naționale care a adus o mică modificare Constituției. Special pentru Ceaușescu, desigur, a apărut funcția de președinte al Republicii Socialiste România. E de la sine înțeles că singurul candidat pentru acea funcție nou apărut a fost evident Nicolae Ceaușescu. Dar nimeni nu bănuia surpriza ce avea să urmeze. În ziua de 28 martie 1974, într-o ședință solemnă a Marii Adunări Naționale, unul dintre veteranii partidului pe nume Ștefan Voinaționale, unul dintre veteranii partidului pe nume Ștefan Voitec, i-a înmânat lui Ceaușescu o banderolă tricoloră pe care acesta și-a pus-o peste piept. Și Voitec i-a mai înmânat ceva, un sceptru aurit aflat într-o cutie tapetată cu o catifea albastră. Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de această imagine a lui Ceaușescu purtând de șarfă tricoloră și sceptru, ea fiind una dintre cele mai folosite în anii epocii de aur. Numai că această imagine a fost difuzată atunci și în străinătate și a devenit imediat subiect de amuzament. Peste tot în lume, foarte mulți s-au întrebat cum poate sta un sceptru în mâinile unui președinte. Astăzi noi știm că, în realitate, Ceaușescu era foarte atras de ceremonialurile. Nu greșim dacă presupunem că el s-ar fi dorit a fi un fel de președinte monarh, oricât de bizar ar suna acest lucru. Printre cei care au aflat, deci, în martie 1974, și celebrul pictor suprarealist spaniol Salvador Dalí. Nici mai mult, nici mai puțin, acesta i-a trimis lui Ceaușescu o telegramă. Textul telegramei era următorul. Excelenței sale Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Apreciez în mod profund actul dumneavoastră istoric de intronizare a sceptrului prezidențial. Al dumneavoastră respectuos, Salvador Dalí. De-a lungul carierei sale, Nicolae Ceaușescu a primit zeci de mii de telegrame, dar niciuna nu s-a comparat cu aceasta. În mod evident, era vorba despre o ironie. Salvador Dalí l-a luat peste picior pe Nicolae Ceaușescu și ideea acestuia de a purta un sceptru în calitatea lui de proaspăt președinte. De fapt, însă, și ideea de sceptru prezidențial este un nonsens. Cei doi termeni sunt incompatibili. Sceptrul aparține regilor și nu președinților. Cu totul curios, aparent nimeni din elita politică de la București nu și-a dat seama de ironia pictorului Dalí. Telegrama acestuia a apărut la loc de cinste în ziarul Scânteia, în pagina 5-a, în ziua de 4 aprilie 1974. Probabil că Salvador Dalí, dacă ar fi aflat vreodată ce succes a avut telegrama lui, s-ar fi distrat copios. Morala poveștii noastre este că Ceaușescu însuși era un personaj suprarealist. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.